În comuna Rozavlea, primăria acționează pe toate planurile, astfel încât localitatea să fie modernă, iar cetățenii să beneficieze de condiții cât mai bune. În acest sens, administrația locală profită de liniile de finanțare guvernamentale, cât și de bani europeni, pentru a accesa cât mai multe proiecte. Momentan se lucrează la amenajarea centrului civic, la modernizarea drumurilor și extinderea rețelei de apă, dar și la amenajarea unei piețe tradiționale pentru producătorii locali. În construcții se află și căminul cultural. Sunt mai multe proiecte în derulare, unele prin finanțare europeană, altele prin finanțare guvernamentală. Avem în construcție, în modernizare, un cămin cultural. Un cămin cultural care va avea diverse, să zicem, funcțiuni, va fi inclusiv o sală de evenimente. Proiectul respectiv este finanțat prin AFIR. Tot prin AFIR avem în derulare un proiect privind amenajarea unui târg de produse tradiționale. Este un proiect destul de îndrăzneț care valorifică stilul arhitectonic maramureșan. Sperăm că și acesta să fie dus la bun sfârșit într-un timp cât mai scurt. În procentual, proiectul respectiv este finalizat în proporție de 70%, la fel și căminul cultural. Mai avem în derulare un proiect de amenajare trotuare, amenajare centru civic, susținut prin PNDL, finanțat de către Ministerul Dezvoltării. Avem ca eligibilitate un proiect destul de voluminos, destul de amplu, e vorba de modernizarea unei rețele de drumuri care include și un pod foarte important aflat în finalizare în procent de 95%. Am mai avut din bugetul local susținute unele lucrări hidrografice, mă refer la amenajarea unor albii de văi în zona Valea Spinului sau Valea Satului. Am avut un proiect susținut din bugetul local de amenajare centru civic, spații verzi. Am reușit să amenajăm anumite alveole cu gazon și anumiți copăcei ornamentali, proiect care va continua și din primăvară. Primăria Rozavlea a profitat și de liniile de finanțare deschise prin Programul Național Angel Salini, respectiv PNRR. Banii obținuți vor fi investiți în poduri, reabilitarea grădiniței, dar și amenajarea unor piste de biciclete. Pe Angel Salini am depus acea rețea de modernizare, am mai depus și o extindere de rețea apă în satul Sâlța, am mai depus și construirea a unor poduri peste râul Iza. Pe PNRR am depus normal, reabilitarea unei grădinițe, asta AFM, dar piste de biciclete, amenajarea unor piste de biciclete, dotare cu infrastructură TIC pentru primărie cât și pentru școală,